în viitorii 4 ani, de rând cu cele 120 de kilometri construite, avem de construit încă minimum 60 de kilometri de linii de troleibuz, printre care cele care le-am relatat acum, cea de la Bulevardul Dacia până la aeroport, Sângera și șoseaua Muncești înapoi în oraș, și, bineînțeles, acele stații unde de acces, stații până unde vor veni autobusele din toate raioanele capitalei, aș spune stația La Vatra, Stăuceni și Sângera, unde toate autobusele care parvin în Chișinău vor fi stopate acolo, iar pasagerii vor avea acces în Chișinău după modelul stației din partea ielovenilor, stației sud. Atunci situația va fi cât de cât ameliorată și în centrul capitalei. Sigur că vom duce la un bun sfârșit și construcția unei autostanții internaționale la Calea Basarabiei, deoarece Saraiul Voronin-Zgardan, care a dus în eroare atâta populație, atâția oaspeți ai capitalei, este o rușine. Iar acea stație, așa numită stație auto, dar de fapt este o bazar-piață, nici nu pot să o mai numesc, altă denumire nici nu pot să o găsesc, ale Chertoacă și Gentlemanii, sigur că va fi demolată,